Brâncuș a fost vândut la Paris pentru aproape 1 milion de euro. Alături de celebra lucrare s-au licitat și obiecte personale ale sculptorului. Marele absent al seriei a fost statul român, care a ratat și de această dată posibilitatea de a cumpăra piese din colecția Brâncuș. Câteva obiecte personale care i-au aparținut și au fost create de Constantin Brâncuș au fost vândute la Paris pentru suma de 1,5 milioane de euro. Ansamblul scos la licitație a cuprins 3 sculpturi, 20 de piese de mobilier și obiecte lucrate sau transformate de artist pentru uzul zilnic. Fuseseră lăsate prin testament soților Nicoleta Dumitrescu și Alexandru Istrati, doi dintre apropiații sculptorului. Piesa centrală a colecției a fost Sărutul, realizată din 4 elemente din piatră și gips în anul 1935. Vândută pentru 950.000 de euro. Din păcate, nu este pentru prima dată când statul român ratează ocazia de a cumpăra lucrările marelui artist. Nu avem bani în acest an în buget pentru a cumpăra nici imobile, nici patrimoniu mobil, nici obiecte scoase la licitație sau care apar la vânzare. Acesta este doar un episod din epopeea operei lui Brâncuș. Dacă statul român a pierdut Domnișoara Pogani și Sărutul, sunt încă șanse de a recupera Cumințenia Pământului, una dintre piesele reprezentative semnate de artist. Un singur obiect vândut la licitația de la Paris a ajuns în posesia unui român, o pipă realizată și folosită de artist, cumpărată pentru 15.300 de euro, adică de 3 ori valoarea estimată. Încercăm să găsim în continuare o explicație pentru desele rateuri ale statului în recuperarea unei părți din operele lui Constantin Brâncuș, de la istoricul și criticul de artă Pavel Șușară. Bună seara, bine ați venit la Ora de Știri. Bună seara, bine v-am găsit. Înainte de a mă întreba ceva și de a vă răspunde eu, vreau să îi anunț pe telespectatori că pe Nicoleta Dumitrescu o cheamă Natalia Dumitrescu și nu Nicoleta. O precizare binevenită pentru care vă mulțumim. Domnule Șușară, există un blestem Brâncuș? Vă întreb asta pentru că avem o lungă istorie de gafe ale autorităților române în a recupera o parte din operele. Cred că există o nesimțire pur și simplu, care aduse puțin în metafizică, poate fi numită și blestem. Noi nu suntem la înălțimea unor exponenți pe care i-am avut, oarecum din eroare. Pentru că așa cum ne comportăm cu zestrea pe care o avem, de la cea naturală și până la cea umană, nu pare a fi nimic organic, nimic logic în faptul că din când în când mai apar de aici prezențe excepționale, personalități care și-au depășit timpul, au depășit spațiul și au devenit purtători de cuvânt ai umanității, pur și simplu. Deci noi nu-l înțelegem pe Brâncuș și neînțelegându-l nu-l putem prețui și implicit nu-l merităm. Acum câțiva ani era cât pe ce să terminăm și cu ansamblul de la Târgu Jiu, care e cea mai importantă opera lui Brâncuș, este singurul reper. Vorbiți de controversata restaurare și felul în care a fost restaurarea lui Radu Varea și a companiei, care era cât pe aici să lase ansamblul fără elementele lui componente. Pentru a da mai multă greutate a ceea ce spuneți, poate ar fi necesar să amintim parcursul halucinant. Brâncuș a vrut la un moment dat să lase statului român operele sale. Nu s-a putut, statul român, comunistul stat român din anii 50, staliniști, a refuzat. Aici sunt două atitudini, două tipuri de raportare la acest episod. Unii spun că într-adevăr așa a fost, Brâncuș a lăsat statul român, a intenționat să lase statul român și statul român a refuzat. Cei care au fost implicați mai mult sau mai puțin în acest episod neagă cu desăvârșire că ar fi existat acea intenția lui Brâncuș, dar un document în sensul respingerii repatrierii lui Brâncuș, a operei lui, există în analele Academiei. Ce vreau să spun în legătură cu Brâncuș, că nici perioada interbelică nu l-a prețuit și nu l-a receptat la nivelul la care ne-am aștepta noi să fi întâmplat acest lucru. George Oprescu nu l-a înțeles deloc. Există și celebra anecdotă când în Statele Unite i-a fost refuzată o operă de artă, drept operă de artă, și a fost trecută ca obiect industrial. Era vorba de un vameș acolo.
Dar aici era vorba de cel mai important istoric de artă pe care îl aveam noi în perioada respectivă, George Oprescu, care a avut cu Brâncuș o relație catastrofală. Nu a înțeles nimic din ce făcea Brâncuș. George Călinescu, un intelectual de o anvergură extraordinară, care avea o capacitate de înțelegere și de descifrare a formelor culturale cu totul ieșite din comun, nu l-a înțeles pe Brâncuș. Nu a înțeles nimic. Și Brâncuș este și greu de înțeles. Pentru că el nu este un sculptor pur și simplu și din privite lucrurile din perspectiva propriei lui sculpturi, el nici nu pare a fi sculptor pentru foarte mulți. Pentru că el neagă toată istoria sculpturii, toată istoria de 2000 de ani a sculpturii. Și din pricina asta el a creat fie tropisme, fie fascinații într-un mediu foarte restrâns, într-un cerc foarte restrâns, mă gândesc la Ezra Pound, la Joyce, la câțiva oameni, Satie, Modigliani, așa, fie a creat fenomene de respingere gen Vameșu din America. Am vorbit de perioada comunismului, dar, de perioada interbelică. Dar ce se întâmplă cu noi acum este un lucru foarte grav, pentru că noi nu avem conștiința propriei noastre valori. Asta vreau să vă întreb. Ce ne-a împiedicat după 90, după 89, să reparăm cumva aceste greșeli de dinainte? Trei prilejuri am avut. Ăsta a fost al treilea. Unul a fost cu domnișoara Pogani. Pe care am pierdut-o în 93. După ce ni s-a făcut o ofertă foarte bună. O ofertă de 2 milioane de dolari. Muzeografii de la Muzeul de Arte au încercat să facă ei o chetă. Să adune cumva bani, să stimuleze, cum s-a făcut cu Ateneul, să stimuleze solidaritatea și cumva un anumit tip de elan public în urma cărora să se cumpere, să se răscumpere această lucrare. Și aici ajungem la ce voiam să vă întreb. A doua ratare a fost asta și mai există o a treia ratare, s-a recuperat cumințenia pământului, ea e disponibilă. Deci se poate cumpăra de la actuale proprietari. Nimeni nu încearcă să facă nimic, iar sumele sunt modice. Ce înseamnă 1.500.000 de euro pentru un stat care reușește să asiste social 13 milioane? Vreau să vă întreb, am văzut pe site-ul Muzeului Louvre că acolo s-a deschis o campanie pentru cumpărarea unui tablou, cele trei grații de Lucas Cranach, care costă cam 1.000.000 de euro și încearcă acolo, prin mecenat, prin banii pe care are muzeul și prin colectă publică, să facă rost de aceiași bani. De ce nu s-ar putea și la noi aplica acest model? De ce în Italia, și dacă sapi o gropiță așa să sădești un pom, să sădești un măr, trebuie să se facă nenumărate cercetări arheologice și să degreveze solul de potențiale sarcini, când Italia este, fiecare piatră e patrimoniu. Ai putea spune că la atâta cantitate de obiecte artistice este aproape derizoriu să ai dificultăți în a săpa o groapă. Nu, acolo există o conștiință a patrimoniului, tocmai pentru că există această densitate. Și pentru că italienii sunt crescuți și educați în această densitate a lucrurilor semnificative, a operelor exemplare. Noi, care avem un patrimoniu atât de rarefiat, nu am dobândit conștiința importanței lui și nici nu vrem să o dobândim, deși avem toate instrumentele la îndemână. Am făcut școli, avem instituții, avem un stat foarte generos, un stat care subvenționează 13 milioane de oameni. Deci un stat care ține în captivitate 13 milioane de oameni, le obturează energiile, pentru că un om subvenționat înseamnă un om scos din circuit. Deci un stat care face acest lucru nu e stare să găsească 1.500.000 de euro să-și întregească imaginea de sine. Noi ne cumpărăm identitate. Mai are sens la final să vă întreb dacă mai putem spera vreodată să avem un muzeu Brâncuș, pentru că înțeleg că avem 16 opere care nici acelea nu sunt adunate într-un loc. Sunt la București, sunt la Târgu Jiu și la Craiova și nu se ajunge la un consens pentru a le pune la un loc și a deschide un muzeu Brâncuș. S-a ratat o bună ocazie de a se consolida patrimoniul Brâncuș, nu numai cu încă o sculptură
excepțională asta care s-a vândut acum și la un preț foarte mic. Deci sub 1.000.000 de euro, 900 și ceva de mii de euro. Dar și cu obiecte care au aparținut lui Brâncuș și care nu sunt obiecte, nu sunt fetișuri Brâncuș. Sunt obiecte pe care el într-un fel sau altul și le-a creat. Pentru că aproape tot ce le înconjura purta amprenta mâinii lui, nu doar amprenta personalității lui. El era avea o manualitate excepțională. Și aproape toate lucrurile de care se înconjura erau într-un fel sau altul făcute de el. Fie îmbunătățite sau aduse la exigențe, la nivelul exigențelor lui, fie făcute de la început. Deci până și obiectele astea purtau cumva marca personalității și a existenței. Domnule Șușar, încheiem discuția noastră cu această părere de rău și cu speranța că poate, știu eu, cumva, cândva, undeva, se vor modifica în bine toate aceste realități de acum.